Pentru balanță, schimbările au loc pe zona de relații, pe zona de a vă stabili cu exactitate cheltuielile. Există posibilități de risipă mai mare. Resursele pot fi instabile, iar în afaceri există riscuri de faliment. În relațiile personale pot apărea frustrări, certuri, uneori prea mult libertinaj care poate să afecteze, iar Mercur intrat într-un mers aparent retrograd din 23 august până în 15 septembrie, retrogradare care se face a lui Mercur în zodia Fecioară, vă afectează pe zona de sacrificii, de secrete, de relații, de sănătate. Aici vă puteți gândi, vă puteți gândi să aduceți schimbări, vă puteți face planuri, și puteți să modificați permanent aceste planuri în funcție de cum considerați de cuvință. Aspectele acestea astrale vă solicită să observați, să analizați, să gândiți soluții, să vă organizați, să nu uitați persoanele care vă solicită.